Linia Maginot este a doua cea mai magnifică fortificație construită de om după marele zid chinezesc. În fața unei Germanii înfrânte în primul război mondial, care însă se remilitariza rapid, violând fățiși tratatul de pace, Franța simțea nevoia unui scut perfect. Meritul îi aparține ministrului de război din anii 1928-30, Andrei Maginot. Strategii interbelici l-au numit zidul impenetrabil. Bazându-se pe valoroasa experiență dobândită în primul război mondial, linia Maginot era soluția defensivă ideală. Ea conecta, pe o distanță de 720 km, un șir de fortificații de beton, obstacole antitank, depozite, artilerie grea și 350 de cazemate legate printr-o cale ferată subterană de-a lungul granițelor cu Italia, Elveția, Germania și Luxemburg. Doar granița cu Belgia, țară neutră, fusese lăsată liberă. Rațiunea ne spune că în cazul unei invazii, germanii nu ne-ar putea ataca decât printr-un singur coridor, prin vestul Belgiei, pe lângă Atlantic, acolo unde armatele noastre concentrate i-ar putea întâmpina și zdrobi, zicea Édouard Daladier, ministrul de război din 1939. La 13 mai 1940, panțerele generalului Hans Guderian pătrundeau în Franța pe unde nimeni nu anticipa, prin pădurile dense ale Ardenilor belgieni. Zonă exclusă de strategia clasică. Iar la 14 iunie, trupele germane defilau deja pe sub turnul Eiffel din Paris. Și linia Maginot? Acoperită de bălării, rămâne până astăzi o mostră a strălucitei gândiri bazată pe experiența trecutului, nu pe inovație. Pe când armatele franceze așteptau atacul pe fâșia vestică, tancurile germane ieșeau din pădurile dense, de acolo de unde experiența de război excludea orice invazie. Văzându-le, ofițerii francezi fluturau muzați din mână. Lăsați-le să treacă, fără infanterie, nu-ți dă niciun folos. Până la data aceea, tancurile erau socotite ca artilerie mobilă, utile doar să acopere ofensiva infanteriei, singura armă care, după modelul tradițional, putea cuceri teritorii. Hotărât, experiența trecută este utilă. Este singura care face diferență dintre ucenic și maestru. Doar pe ea putem construi informația nouă. Dar dacă ne limităm numai la experiența zilei de ieri, vom fi surprinși de ziua de mâine. Experiența propriu-zisă este utilă pentru activitățile repetitive, de rutină. Dar pentru confruntarea viitorului, în lipsa unei minți deschise, ea ne pregătește dezastrul, căci trecutul n-o să mai vină niciodată, în timp ce viitorul ne va surprinde în continuu. Adevărul acesta este valabil în orice domeniu al vieții. Avem tradiții și crezuri care stau doar pentru că și alții ne le-au transmis ca atare. Simțământul suficienței este rețeta perfectă pentru a cataliza procesul fetid, rutină, rugină, ruină. Dacă nu vom fi dispuși să învățăm din lecția liniei Maginot, n-avem decât să ne pregătim ca să plătim prețul uriaș. Cât a costat Franța de 4 milioane franci aur pentru un proiect magnific care nu va folosi la nimic. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.